Scandalul a izbucnit în comuna Popești din Argeș. 6 oameni au fost implicați, 3 din localitate și o familie dintr-o comună vecină. Motivul a fost un post de administrator la o asociație agricolă. O discuție veche ce a degenerat și a dus la o bătaie generală. Cei 6 s-au certat de la un conflict mai vechi, iar apoi s-au bătut cu ulucile dintr-un gard. Toată lumea a fost rănită, însă doar 2 au ajuns la spital, dintre care unul în comă, la spitalul din Pitești, acolo unde a murit după 24 de ore. 3 persoane, tatăl și 2 fii, au fost încătușați. Unul dintre ei a recunoscut faptul că l-a lovit pe tânăr. I-am luat locul în masa de președinte de asociația asta, a fost dușmania pe mine, pe copiii mei. Asta a fost, domnul. Dar și ce l-ați lovit? Nu l-a lovit, domnul, cu nimic. El m-a lovit pe mine, capul meu e spart în spate. Dar știți că băiatul a murit? Am auzit. Îmi pare rău? Îmi pare rău, da. Îmi pare rău că era un copil. Eu nu l-am atins cu o palmă. El mi-a dat mie primul. Și cine l-a lovit atunci? Băiatul Vlad. Ia știți. Băiatul Vlad. Și doar ăsta a fost motivul? O ceartă din cauza... Da, domnule, dușmănie, taxuri și măs. Am luat locul lui Băsa de la președinte în asociație. L-ai lovit pe băiat? Da, l-am lovit. Cu ce l-ai lovit? Cu lupul. Dar de ce l-ai lovit? Te-ai apărat sau? L-a bătut pe tatăl. L-a lovit pe tatăl, da, tău? Și tu ai... L-a pus jos, a leșinat. Și tu ai... Și ei au venit cu scandal, doamne. Ei din alt sat au venit după mine să mă bată. De ce? Pentru o fată au înțeles? Nu, pentru nicio fată, stai liniștită. Nu știu, ăla, capitanul ăla, l-ai cap eu, ăla, băiatul ăla. Și dacă din cauza lui ăla, a pățit-o și l-alți. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost lovit în cap și a mai trăit o zi, timp în care cei 3 bărbați au fost reținuți pentru tentativă de omor. Cei 3 bărbați sunt bănuiți că ar fi fost implicați într-o altercație cu alți 4 bărbați pe raza comunei Popești, altercație în urma căreia un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital în stare gravă. Totodată, pentru unul dintre suspecții, din cercetări a reieșit faptul că ar fi condus un vehicul neînmatriculat și fără a poseda permis de conducere. Tânărul mort era fiul unui consilier local al primăriei Popești. Astăzi, tatăl și cei 2 fii vor fi duși la mandat, iar familia tânărului mort se pregătește de înmormântare.